O femeie din localitatea bistrițeană Coșbuc și-a găsit sfârșitul într-o pădure din apropiere. Femeia vroia să culeagă plante medicinale pentru iarnă, dar a alunecat și a căzut într-o râpă de 30 de metri adâncime. Cel care a făcut macabra descoperire a fost chiar soțul femeii. Femeia în vârstă de 62 de ani plecase într-o pădure din apropiere să culeagă fructe și plante medicinale pe care le păstra pentru iarnă. La un moment dat însă aceasta a alunecat pe iarba udă și a căzut într-o râpă adâncă de 30 de metri. Văzând că femeia nu se întoarce și nici nu îi răspunde la telefon, soțul acesteia a plecat în căutarea ei. A găsit-o în cele din urmă plină de răni și fără suflare. La locul accidentului a ajuns o ambulanță, un echipaj de la descărcerare, dar și salvamontiști. Din păcate, echipajul medical nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața femeii, care a murit pe loc în urma căzăturii. Cei doi locuiau singuri în localitatea Coșbuc și nu aveau copii.